În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Între voi și noi există o prăpastie astfel încât să nu treacă nimeni de la noi la voi sau de la voi la noi. Iubiți credincioși, în această generoasă toamnă, Sfinții Părinți au rânduit a ne propune un subiect foarte delicat. După cum bine știți, cel mai viu subiect este cel despre moarte. Cel mai delicat subiect, tot pe acolo se învârte. Dacă despre moarte am mai vorbit și despre înviere, despre lucruri petrecute a Evea în timpul Mântuitorului, iată că acum Mântuitorul găsește o altă cale de a ne comunica. Și anume, ne vorbește despre moarte și înviere printr-o parabolă. Este singura parabolă care ne vorbește pe de-a dreptul despre lumea de dincolo. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Luca, într-una din zile Mântuitorul, apropiindu-se, a zis pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și chefuia în fiecare dintre zilele vieții lui. La poarta lui era un sărac pe nume Lazar, care s-ar fi bucurat dacă stăpânul ar fi lăsat din fărâmiturile ce cădeau de la masa lui, dar nu avea parte nici de ele. Chiar și câinii îi lingeau bubele, fiindu-i milă de el. Și a murit săracul și a fost dus în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost îngropat. Și a ajuns în iad și acolo a văzut de departe pe Lazar în sânul lui Avraam și s-a rugat de Avraam și a zis: Părinte Avraame, fie-ți milă și lasă pe Lazar să vină să îmoaie degetul în apă și să mi-l dea, că nu mai pot, mă chinuiesc în această văpaie. Și atunci Avraam i-a spus: Fiule, adu-ți aminte că ai avut pe toate cele bune în viață, asemenea și Lazar pe cele rele. Și între noi și voi există o prăpastie, astfel încât nimeni, chiar dacă vrea să treacă de aici la voi, să nu poată, și nici de la voi la noi să nu o poată face. Atunci, bogatul a îndrăznit și a zis: Părinte Avraame, atunci trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, să le spună să nu ajungă și ei în această văpaie. Atunci Avraam a spus: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Și a zis atunci bogatul: Nu, părinte, dacă se va ridica cineva din morți, atunci vor crede. Și atunci Avraam a spus: Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nici dacă ar învia cineva din morți, nu ar crede. Iubiți credincioși, ne aflăm în fața unei situații foarte delicate. Nu este vorba de un fapt de viață, ci mintea noastră trebuie să treacă dincolo. Ca să treacă dincolo, trebuie să fim foarte, foarte subtili. Eu, unul personal, am încercat să trec în fața dumneavoastră dincolo, pe tărâmul celălalt să vă spun câte ceva ani de zile. Dar iată că în noaptea aceasta mi s-a deschis o nouă perspectivă de a vă spune ceva. Eu noaptea mă mai trezesc, mă mai aduc aminte de unul, de altul, mai e câte un frate, câte o soră care mai dă câte un mesaj, mai răspund la câte un mesaj așa de noapte. Astea de noapte sunt mai importante decât alea de zi. Acum, bineînțeles că cei care mi-ați dat acum vreo 3 luni mesaje și n-ați primit decât răspuns, uite bă ce face asta noaptea și pe mine m-a uitat. Nu e așa. Cine îți dă într-o disperare un mesaj noaptea, înseamnă că are nevoie atunci, noaptea aia. Restul pe ceilalți vă știu și știți și dumneavoastră mă știți pe mine și aveți răbdare. Și mă uit la ceas și era 3:59 de minute. Și mai stau puțin să caut un mesaj, răspund și mă uit la ceas și era 3:00. Adică în loc să o luăm înainte, am luat-o înapoi. Am mulțumit Dumnezeu că am ce să vă spun în dimineața aceasta. Coroborat cu faptul că eram acum vreo câteva
luni de zile în avion și veneam dinspre vestul Europei către casă, am văzut, era o oră de dimineață, și am văzut cum de la 12.000 de metri înălțime se cam îngustează pământul, așa începe să arate cu ceea ce este el de fapt. În mintea noastră pământul este plat. În mintea noastră există numai hartă. Nu, este planiglobul care ne-a învățat câte ceva și de la el lipsește câte ceva, dar am văzut așa puțin cum se duce ca într-un obiectiv de ochi de pește, se rotunjește puțin pământul și vedeam că până la o anumită linie vag delimitată era lumină, apoi încet, încet dispărea lumina și începea în partea cealaltă întunericul. Eu mă duceam către întuneric pentru că acum chiar dacă se va lua în considerare sau nu se va lua în considerare Brexit-ul, să știți că Greenwich-ul rămâne tot acolo. Ora zero tot de la frați ni se dă. Și eu mă îndreptam către GMT plus 2. Acum în termenii pe care o să vi-i povestească probabil nepoții dacă mai știu să citească câte ceva, este vorba de meridianul 0, care este Greenwich, și la noi plus 2. E, până azi dimineață, la ora 3:59, eram GMT plus 3. Ora de vară. De ce? Să păcălim întunericul. Am tras cortina mai încoace, poate n-ați înțeles de ce în 1979 s-a făcut această năzdrăvărie, să trecem de la o oră la alta, ca să folosim mai mult lumina soarelui. Și o să vedeți culmea că și acum, când ne-am dat înapoi, o să folosim mai mult lumina soarelui. Tot pentru lumină este această împărțire, fraților. Lumina este înviere. Lumina însă face diferența între cele două lumi. Și dacă Mântuitorul ne spune clar că chiar dacă ar vrea cineva să treacă de la noi la voi, sau dacă vrea să treacă de la voi la noi, nu poate face, să știți că acest lucru așa este. Dar trebuie să înțelegem de ce. Și o să spuneți, bine, bine, dar cum adică, dacă cineva vrea să se milostivească de altul, da, să o facă atunci când regulile jocului sunt valabile să o poată face. N-a zis Sfântul Apostol Pavel că cine se luptă, dacă nu se luptă după regulile jocului, nu ia cunună. Dacă a trecut vremea și s-a închis, nu mai putem să trecem așa de colo-colo. Mie mi-a fost îngăduit să vin cu avionul pentru că încă Dumnezeu mă ținea în lumea aceasta. Și am putut să trec dintr-o parte într-alta. Chiar îmi spunea cineva, zice, mă duc în Toronto. Zice, trec oceanul, un altă. De unde le zic să, că vin? Acum vă imaginați că să-i spui că ești din România, nici nu știi dacă ăla știe tenis și a auzit de Ciriac sau de Năstase. Nu știi dacă s-a uitat la vreun campionat de gimnastică până anii 70-80, dacă știe de Nadia Comăneci. Nu știi dacă este microbist și știe de Hagi. Să-i zici din România înseamnă că îi zici degeaba. Și zic, frate, când te duci acolo, cum dai ceasul, înainte sau înapoi? Că eu știu că mă duc la Paris sau mă duc la Madrid, dau cu o oră încolo, încolo. Zice, păi, da, îl dau înainte, înapoi. Da, înainte îl dau. Zic, înseamnă că tu, când te duci acolo, și te întreabă să zici că vii din viitor. Că noi suntem cu 7 ore înaintea lor. Deci vin din viitor. Fraților, a ne împărți în categorii, tu ești de-a stânga sau de-a dreapta, trebuie să o facem de aici. Și atunci mă gândeam eu astăzi la Sfânta Evanghelie când citeam, cum adică cineva nu poate să treacă dintr-o parte într-alta? Păi nu poate să treacă. Imaginați-vă un contemplativ căruia îi place așa, în termenii ăștia mai moderni, ca să mă înțelegeți, ținuta zen, adică își aruncă așa un punct, așa, contemplă, dacă vine cineva și zice, băi, ți-a luat casa foc, nu, facem asta. Și merge mai departe. Un contemplativ așa, pentru el, raiul este cel pe care îl avem în accepțiune toți. Loc frumos, liniștit. Imaginați-vă acum un rocker care face fapte bune pe pământul ăsta, care este un altruist, care este un tip minunat, când aude că cineva are necaz, imediat sare, face, ajunge în rai.
Păi dacă ajunge în raiul ăla cu muzică lină și ting, din când în când câte un zgomot, ting, credeți că se va simți bine? Nu. Eu cred că în casa tatălui meu, locașuri multe sunt, așa zis Mântuitorul, sunt locașuri pentru toți. Și nu poate să treacă unul dintr-o parte într-alta. Adică, nici măcar cei care sunt în rai nu pot să treacă în bucuria raiului pe care altcineva o constată altfel. Pentru mine, de exemplu, vă spun acum și din casă. Părinții socrii care stau la Pitești au fost invitați pe aici, mă rog, acum după o anumită vârstă ne mai doare câte o mână, una alta, hai să facem câte un tratament. Ei, când m-a văzut mama soacră, veneam acasă jumătate de oră, plecam, veneam, iar aduceam. Ce, au, da, așa faci tot timpul? Da, aoleu, eu n-aș putea, zic, eu nici n-aș putea ca mata, așa că te înțeleg foarte bine. Este vorba de un mod de viață. Despre acest mod de viață vreau să vă spun, și anume acum să intru într-adevăr la adânc. Ce face prăpastie între oameni? Că de fapt ăsta este subiectul, ce să mai ducem de colo-colo. Am văzut că prăpastie între oameni o face lumina versus întuneric. Chiar se spune că un om de succes este acela care face pace cu tot ceea ce îi se oferă. Celălalt om se zbate că de ce mi s-a întâmplat mie asta? Sau de ce n-am ajuns decât aici? Sau de ce n-am făcut cu tare? De ce nu sunt și eu ca X sau ca Y? Și își pierde timpul. Își pierde timpul, crede că la un anumit nivel definiția despre un anumit lucru este un dat comun și trebuie să fie ca el. Nu! Trebuie să fim ca noi. Ca să nu avem prăpastie între oameni, trebuie să știm ce îi place celuilalt. Și acum imaginați-vă că la taina cununiei vine cineva care este așa meditativ, cum v-am mai spus, și se însoțește cu un metalic rock. Ce credeți că se va întâmpla? Dacă cel meditativ vrea să facă din rock liniștit și rockerul vrea să facă din meditativ un rocker, eventual să-i mai pună și ceva ținte pe el și să danseze toată ziua, cu siguranță că vor greși amândoi. Bineînțeles că la începutului toată lumea crede că îl iau pe ăsta și îl schimb, îl dau după mine. Fiecare are în spate cel puțin două, trei neamuri care de susținători și dă aplaudaci. Băi, ce l-ai făcut pe ăsta? Nu asta este strategia de viață. Strategia de viață este să-l înțelegi pe celălalt și când ajungi la un nivel și mai înalt, îți dai seama că nu să-l înțelegi pe celălalt trebuie, ci să-l accepti pe celălalt. Și de atunci devine pacea. Îl înțeleg. Chiar dacă cineva vine de neam, că știți acum, neamul e neam, că trebuie să zice că omul își alege soțul sau soția respectiv, dar rudele ți le dă Dumnezeu. Rudele ți le dă Dumnezeu și trebuie să fii foarte atent. Și aș vine, băi, dar ce faceți cu ăsta? Vezi că l-am văzut pentru un bar, cu tare. Nicio problemă. Nicio problemă. Am înțeles, nu trebuie să fie nici ca tata, nici ca bunicul, nu, trebuie să fie ca el. Și chiar este foarte important ca atunci când ne însoțim cu cineva să îl respectăm pe celălalt până a nu mai încerca niciodată în viață să-l schimbăm. Acum, schimbarea o va face celălalt nu la inițiativa noastră. O va face cineva numai și numai iubindu-l pe celălalt sau de dragul cuiva. O schimbare nu poate face nimeni decât dacă iubește într-adevăr pe cineva. Apropo, cred că dimineață totuși am lăsat niște sticle de apă goale la mine la pat. Am vrut să bag în noptieră trei cărți din care mă mai delectez din când în când. Nu am făcut-o nici pe asta. Și laptopul era deschis și tableta, mă rog. Dar soția mea știe că se chinuie de ani de zile, să tot îmi spună cam cum să face. Când vin acasă le găsesc, bineînțeles, așezate. Dar în mintea mea, să știți că a existat dorința să fac așa cum ar vrea ea să găsească. Nu mi-a ieșit azi. Poate mâine, poate poimine. Vă voi spune vreodată dacă am reușit. Dar să știți că mă străduiesc. Mă străduiesc
Pentru că mi-am dat seama că încet, încet se străduiește și ea să mă accepte așa cum sunt. Bine, nu e nimănui comod să tot îi spui celuilalt să facă și el să nu facă. Dar eu măcar am recunoscut lucrul ăsta în fața dumneavoastră și cred că se ia act de lucrul ăsta. Vreau să vă învăț un lucru din această situație. Să nu ne mai propunem să-l schimbăm pe celălalt, ci să ne propunem să luăm lucrurile frumos. Partea frumoasă a lucrurilor. De exemplu, astăzi dimineață mă tot gândeam, zic, mă, dar ori fi înțeles oamenii că de fapt noi suntem oamenii zilei, dacă s-a schimbat ora, ori fi înțeles, acum când este partea cealaltă, e foarte simplu. În martie, bineînțeles că se dă ora așa și trebuie să fii mai devreme și s-a terminat. Nu era problema. Acum era problema așa. Mă zic, eu mă duc la ora la care mi-am propus-o, dar dacă cineva pe care l-am chemat la ora X nu și-a dat ceasul să mă aștepte o oră degeaba? Și atunci mi-am luat canonul, zic, frate, am venit cu ora de ieri. De ce? Ca să înțeleg pentru mine lecția că nu trebuie să-i schimb pe oameni, să-i fac la fel de meticuloși cum sunt eu câteodată, să-i fac la fel de nesomnoroși cum sunt eu câteodată, ci pur și simplu să iau pe oameni așa cum sunt. Dar să știți că am avut marea bucurie să constat că oamenii deja au învățat lecția și ei mi-au oferit și mie o oră de rugăciune aici, ca să mă ocup și de ale mele și de ale celor pe care îi așteptam. Iubiți credincioși, foarte important este să înțelegem că prăpastia dintre noi nu o sapă altcineva, ci noi. Noi o săpăm. Am întrebat pe cineva de ce nu se împacă cu părinții, să zicem. Păi da, pentru că ei o țin pa lor. Zic, și vrei să-ți răspund și eu? Și tu o ții pa ta. Hai să ne găsim undeva la mijloc, pentru că dacă fiecare o ține pe a lui, este ca și când eu sap dintr-o parte, ăla sapă din altă parte și încet, încet se face o prăpastie mare. Asta e prăpastia de care a zis Mântuitorul, că între noi și voi este o prăpastie și la un moment dat, chiar dacă vrea cineva, nu mai poate să mai treacă. Pentru că atunci când se încheie, intrăm în altă etapă. Foarte important este să ne trezim la bună vreme. Să vedem care sunt regulile jocului și să știți că diferența dintre oameni o face modul în care știm și mai ales să percepem lucrurile. Se spune că odată un subaltern se duce la șeful dimineață în birou, foarte speriat așa și transpirat, zice, șeful, șeful, zice, azi noapte v-am visat. Și cum era? Zice, acum trebuie să vă spun că dacă am apucat e destul de greu. Zice, eram dincolo. Cum adică dincolo? Adică pe lumea ilaltă. Cum? Și zice, eram în iad. Bă, tu glumești? Zice, nu. Și eu unde eram? Zice, erați în cazanul cu zmoală. Dar tu? Zice, eu tot slugă, băga pe foc. Diferența asta între oameni o facem tot noi. Dacă știm că suntem slugi, măcar rămâne la categoria de slugi. Dacă vrem să fim și pe partea de slugi. Dacă vrem să fim șefi așa și să avem călduri când e frig afară, s-ar putea ca dincolo să fie altfel, să fie călduri când e cald afară. Asta zic că pentru noi cel mai important lucru când ne-am întâlnit cu ce a zis Mântuitorul despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar este să învățăm câteva lucruri și anume că bogatul nu avea nume. Ori săracul avea. Adică, săracul era de la a fi și bogatul avea de la a avea. Și iată iar lupta între a fi și a avea. Cel cu nume zice, cine ești? Păi, sunt Lazar. Celălalt, când l-a întrebat cine ești, n-a răspuns nimeni. Ce ai? Păi, am porfiră și vison, am prieteni, am mesentise, am cutare. La întrebarea a fi sau a avea, ne propunem să răspundem la sfârșitul veacurilor. Aceasta este problema și cred că ne-am lămurit complet vis-a-vis de rolul pe care îl avem acum în viața aceasta. Pentru că prăpastia o facem sau nu o facem de aici. Dincolo găsim exact ceea ce facem aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să găsim
pe Avraam și să ne bucurăm în sânele lui, așa cum zice expresia frumoasă despre lumea de dincolo, și să vedem numai lucruri frumoase și aici și dincolo. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.